Bună, drăguților, bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare în două variante de răspuns. Facem ceva așa pentru voi, pentru sfârșit de noiembrie. Vedem care mai sunt energiile dintre tine și partenerul tău. Gândește-te la persoana dragă, gândește-te la, nu știu, la cine vrei tu. Și intrăm așa un pic prin mintea, prin sufletul, prin intențiile acestei persoane. Și aveți așa, numărul 1, am pus aici niște bombonele, poate vă este mai ușor să alegeți. Numărul 1, avem tarotul celor 78 de uși și bombonica albastră, iar aici avem Gregory Tarot și bombonica aurie. Bun, haideți să începem. Și începem cu prima variantă. Totuși vreau să țineți cont și de faptul că aceste etalări sunt etalări colective, etalări generale, care se pot potrivi într-o oarecare măsură cu situația în care voi vă aflați acum în acest moment. Bun, scumpilor, haideți să vedem. Vedem ce iese. Și o să las cărțile să vină singure. Cum se gândește această persoană la tine? Ce are în minte în legătură cu tine? Și avem aici un as de spade, avem așa, un 9 de monede, avem lumea și avem un 4 de spade. Se pare că persoana aceasta, în acest moment, se confruntă cu o încurcătură sau pur și simplu în mintea acestui om este un labirint, este o nebunie aici. Încearcă să iasă din acest labirint, încearcă să găsească calea, să găsească o ieșire, o soluție. O soluție cumva pentru a veni către tine, din câte observ, pentru că avem un 9 de monede aici, unde tu îi deschizi ușa. Tu îi deschizi ușa acestei persoane, această persoană tinde să vină către tine, dar deocamdată nu găsește calea, nu găsește nici momentul, nici o soluție, cum ar putea să vină să-ți bată, probabil, la ușă. Ce mai văd aici? Vrea un nou început. Persoana asta vrea o transformare, vrea ca lucrurile să se schimbe între voi doi. Vrea să înceapă ceva nou, să închidă un capitol și să deschidă un altul. Dar văd că orbecă e deocamdată prin acest întuneric, prin acest labirint, pentru că persoana asta, oricât ar încerca, da? Deocamdată nu găsești o soluție către inima ta, către sufletul tău, către ușa ta. Cumva trece pe lângă ușa ta. Îi este teamă că nu o să reușească niciodată să mai deschidă această ușă. Probabil că tu ei cam trântit-o așa în nas. Bun. Sau în alte cazuri, da, este o oarecare imposibilitate de a fi împreună tu cu această persoană. Hai să vedem ce simte pentru tine în această perioadă, care îi sunt sentimentele și aflăm mai multe și avem așa. Este foarte greu, dar încearcă să se controleze. Parcă indiferent cât de tare i-ar urla sufletul, indiferent cât de tare ar încerca să găsească o soluție, nu reușește deocamdată, totuși încearcă să se tempereze, iar aici avem împărăteasa, tu cumva ești pentru această persoană foarte importantă. Ești pus acolo pe un piedestal și nu poate renunța oricum la tine. Ce sentimente are pentru tine? Și avem un as de bastoane, un început plin de pasiune. Avem un as de spade la nivel mental și un as de bastoane la nivel de sentimente. Cumva ar vrea un început cu tine, cumva și-ar dori să găsească iarăși ideea aceea de a deschide o ușă. Ușa asta nu-i deschisă, ușa sufletului tău. Nu reușește nici cum să treacă de această barieră. Știe că dincolo de această ușă, știe că în momentul în care reușește să o deschidă, tot ceea ce vine din partea ta nu este altceva decât căldură, iubire, dragoste, împlinire, abundență și, na,
Să vedem dacă reușește până la urmă. Nu știu dacă o să reușească. Oricum, ce văd aici este faptul că această persoană te poartă în suflet, într-adevăr, și caută o soluție în legătură cu relația voastră, cu situația voastră. Ce intenționează în legătură cu tine? Și avem un doi de bastoane. Deocamdată așteaptă, te urmărește. Avem aici judecata, avem regina de monede, ce intenționează, și un patru de băte. Exact ceea ce am văzut pe tot parcursul etalării, intenționează să îți intre în suflet, să-ți intre în casă, să-ți intre în suflet, să ajungă mai aproape de tine. Judecata, în cazul în care voi sunteți despărțiți, văd că această persoană își dorește foarte mult o împăcare sau își dorește foarte mult să revină cumva. În alte cazuri, pur și simplu vrea să separe, da, răul de bine, vrea să separe aceste două energii, adică ceva de genul, ori suntem împreună, ori aș vrea cumva să mă vindec, aș vrea cumva să scap de toată această durere pe care o simte în momentul în care nu este cu tine. Văd aici regina de monede, da, pe tine te consideră o regină de monede, te consideră a fi persoana potrivită să-i fii alături, să-i fii lângă. Și patru ăsta de bâte, ca și intenție, iarăși îmi arată faptul că nu mai vrea să stea pe din afară, că nu mai vrea să simtă că îți bate la ușă și tu nu-i deschizi, ci ar vrea să fie acolo, lângă tine, în interiorul sufletului tău, în interiorul casei tale, cât mai aproape de tine. Bun. Și o să scot și de aici câteva mesaje. Și facem așa pentru... Ia să vedem. Se pare că această persoană a făcut o greșeală. Se pare că această persoană se victimizează în acest moment sau consideră că este un suflet pierdut, este o victimă, că nu este înțeles de tine. Această persoană simte că lucrurile merg din ce în ce mai rău. Simte că, indiferent cât ar încerca, parcă nu găsește, da, acea soluție despre care vorbeam mai devreme. Nu găsește oportunitatea, parcă toate drumurile se închid. La nivel de sentimente, se simte închisă, se simte oprită, parcă e legată persoana aceasta și de mâini și de picioare atunci când vine vorba de tine, se simte captivă și totuși foarte atașată de tine, de ceea ce reprezinți tu. Și ce mai avem aici? La intenții. De prea multă vreme simte această durere, așteaptă. Vezi cum avem și aici în doi ăsta de bâte, așteaptă pentru că altceva nu poate să facă. Dar este dureroasă, o așteptare dureroasă, cam așa simte. Ok, drăguților, ce să zic? Hai să mai scoatem câteva cărți pentru a vedea totuși în mod concret ce ar putea să se întâmple între tine și această ființă în viitorul apropiat. Ce apare? Apare un trei de bastoane, apar planurile de călătorie, se pare că o să-și ceară ajutor sau se pare că o să dea un semn, pentru că aici este o persoană care se simte singură și îți atrage atenția, o să-ți atragă atenția prin ceva. Ce mai avem? Doiul de cupe, o revedere și optul de bastoane. Probabil că în următoarea perioadă va încerca și va face tot posibilul să revină cât mai aproape de tine, să te caute, poate cu un cadou, poate că o să profite, vezi tu aici, ia uite-te cum se face un schimb de daruri, da? Poate că o să profite de această situație, cum ar fi sărbătorile, de exemplu, pentru a veni cât mai aproape cu un dar, cu un telefon, cu un mesaj. Bun, dragilor, cam atât am avut la numărul 1, o relație grea, din câte observ, dar ce este cel mai important este faptul că această persoană chiar își dorește compania ta. Bun, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau! Bun, drăguților, am revenit cu cea de-a doua variantă. Vreau să mărturisesc că am mâncat bombonica de la prima variantă
Dacă iese bine etalarea, o să mănânc și pe aceasta. Și haide să vedem împreună ce gândește sau cum gândește această persoană, ce simte pentru tine și ce intenționează în legătură cu tine. Cum se gândește acum la tine? Cum ești tu în mintea acestui om? Și o să las cărțile să vină singure. Și avem așa spânzuratul în poziție întoarsă. Avem regele de monede, avem șaptele de bâte și marele preot. Se pare că și aici avem o relație destul de complicată. Acum sunt două situații aici. În cazul în care tu ești o doamnă și asculți cea de-a doua variantă, persoana aceasta încearcă să se deblocheze. Se pare că a găsit o soluție. Să-și taie funia spânzuratului și încearcă pe cât posibil să vină către tine, din câte observ. Dar are ceva obstacole. S-ar putea aici să vorbim despre o persoană căsătorită. Dacă tu ești în relație cu această persoană, dacă sunteți căsătoriți, atunci această persoană încearcă pe cât posibil să îndrepte lucrurile între voi. Dacă această persoană este căsătorită și vă aflați într-un triunghi amoros, atunci probabil că de aceea mi-a ieșit aici Marele Preot și Regele de Monede. Regele de Monede este acel om care ori este căsătorit, ori vrea să-ți ofere tot sprijinul. Vrea să fie acolo pentru tine oricând tu ai nevoie de el. Este cel mai bun prieten, este un om care are o inimă mare, generos de obicei, este și un om al banului. Dar văd aici că are niște probleme, văd că are niște obstacole și încearcă să le depășească, încearcă să găsească o soluție. Soluția a găsit-o, acum ideea este să le pună în aplicare. Pentru că șaptele astea de bâte, da, e un pic cam, ia uite-te către ce se îndreaptă, adică tu ești acolo, sus, pe muntele acela și este destul de greu să ajungă la tine, destul de greu. Dar se pare că nu se dă bătut, nici cum. În alte cazuri, probabil că acest om își dorește să fie alături de tine, își dorește ca relația voastră să ajungă la a fi împreună pentru totdeauna, în unele cazuri. Da, interesant aici treaba. Hai să vedem ce simte persoana asta pentru tine și ce avem. Regele de spade, regina de bâte, da, s-ar putea să vorbim aici despre un triunghi amoros pentru unii dintre voi, doiul de monede și cinciul de monede. Da, drăguților, aici cred că vorbim despre un triunghi amoros pentru că avem două energii masculine și o energie feminină. O energie feminină care jonglează între două situații, între acești doi regi. Ce simte pentru tine este dorință. Dorința de a avea, de a te avea, dorința de a face parte din viața ta. Se uită peste gard, da? Se uită în curtea ta, se uită la ceea ce tu ai și probabil că tânjește după ceea ce tu ai, tânjește după tine, tânjește după experiențele pe care tu le ai, te ia ca exemplu sau ia pe cineva ca exemplu, simte dorință, simte neputință în același timp, simte că lupta asta e destul de grea și nu știe cât o să mai poată jongla așa la infinit sau cât vei mai putea tu jongla așa la infinit. Te apreciază foarte mult, văd multă atracție fizică aici. Se pare că tu ești în centrul atenției în cazul în care ești o doamnă. Dacă ești un domn, atunci probabil că această energie feminină se simte foarte bine în preajma ta, dar ca și sentimente nu văd mare lucru. Da? Văd o lipsă a sentimentelor și văd o joacă. Este o persoană care se joacă, o persoană care se joacă cu sentimentele tale sau care se joacă cu tine și cu altă persoană aici, pentru că sunt două energii masculine. Ce simte pentru tine? Văd multe monede. Multe monede. Cumva
Da, monedele nu prea țin de sentimente, monedele țin de o persoană care nu prea are treabă cu sentimentele atât de tare, văd mai mult o joacă, așa cum am spus, și o relație destul de greoaie și cumva riscantă. Ok, hai să vedem ce intenționează în următoarea perioadă în legătură cu tine și văd un 6 de bâte, 6-le de bâte fiind un succes, o victorie, văd steaua, multe. Ce intenționează în legătură cu tine? Regele de bâte, deja avem o a treia energie. Și regina de cupe. Doamne, dar câte energii sunt aici? Și optul de monede a apărut. Ok. Foarte multe energii, foarte multe persoane în jurul vostru. Deja avem trei regi, vorbim despre o hotărâre, se pare că această persoană va lua o hotărâre în legătură cu tine în perioada următoare. Văd două regine, deci foarte multe energii, foarte multe personaje implicate în legătura voastră. Ce intenționează în legătură cu tine în următoarea perioadă? Păi mare lucru nu prea văd. Nu văd să se miște neapărat. Vrea să aibă succes, vrea să aibă o victorie în cazul în care există o competiție. Dar lucrurile stagnează. Nu văd neapărat ceva mișcare, nu văd că această persoană și-ar dori neapărat ceva de la tine sau cu tine, ci mai repede văd că ar cam vrea iubirea ta. Asta da, pot să spun că ar cam vrea iubirea ta, ar vrea ca tu să-i oblojești aici rănile, tu să ai grijă de el sau de ea, să îi oferi dragoste necondiționată, așa cum ai făcut întotdeauna. Văd atracție aici, multă, din punct de vedere fizic, pentru că avem regele și regina de bâte. Deci, din punct de vedere intim, se pare că există o potrivire foarte bună între tine și această persoană, sau cel puțin din punctul acestei persoane de vedere. Văd vindecare, da, văd abundență aici și vindecare și văd că depune efort un pic, dar nu prea mult. Sau e posibil, dacă această persoană să lucreze, este în plin proces de lucru, lucrează la ce? Lucrează la consolida relația cu tine, aș putea să spun. Dar sunt prea multe persoane implicate, e o relație destul de grea, o relație în care deocamdată nu se știe nimic, adică persoana asta nu prea are planuri de viitor, nu văd neapărat că plănuiește ceva, că vrea neapărat ceva de la tine sau că luptă pentru tine. Ci mai degrabă văd o persoană care caută soluții deocamdată și cam atât, da, caută soluții. Văd că tânjește după tine, asta e clar, dar se simte respins, se simte lăsat pe din afară sau lăsată pe din afară, pentru că avem cinciul ăsta de monede aici, în care persoana de care tu întrebi se uită așa cu patimă parcă sau cu dorință către viața ta, către ceea ce trăiești tu. Parcă, nu știu, peste gard se uită la tine. Hai să vedem ce gândește. O, da. Avem o mască, avem o persoană care pretinde, care exagerează un pic, da, care îți spune aici marea cu sarea, care îți spune că uite, am găsit o soluție, o să rezolvăm lucrurile, dar nu e așa. Nu văd să fie nimic de genul ăsta. Totuși, ca și sentimente, văd că te consideră totuși a fi, dacă ești o energie feminină, divinul feminin, da? Ești ca și o împărăteasă pentru acest om, ești extrem de atractivă pentru această persoană. Văd că are intenții totuși bune, încearcă telepatic să-ți transmită ceva. Are sentimente frumoase pentru tine, dar și de abandon, adică se simte abandonată, este teamă de abandon aici. Totuși este o persoană sinceră, într-un fel sau altul, doar că, adică în suflet, știe exact ce simte pentru tine, are sentimente pentru tine, dar le ascunde. E o persoană care ascunde aici, pentru că faceți parte dintr-un grup mai mare de persoane și tu probabil că ești partenera altcuiva sau partenerul la altcuiva și atunci persoana asta tânjește la tine, se uită către tine cu patimă așa și cu dorință
Știi, cam asta văd, că se uită cu dorință. Dar mare lucru nu văd să facă. Are doar sentimente, numai că ascunde. Nu o să-ți dai seama, adică nu ți le declară, nu ți arată, nu nimic. Și ce intenționează? Să vă întâlniți, asta intenționează. Consideră că sunteți suflete pereche și ar vrea o întâlnire cu tine, din câte văd. Se simte singur, e o persoană singură. E o persoană, în unele cazuri este o persoană singură, văd. În alte cazuri este o persoană căsătorită, dar și dacă este căsătorită, omul acesta, sau, na, femeia aceasta, după caz, e singur acolo în... Știi cum e? Singurătatea aia în doi. Da. Interesantă treaba. Hai să vedem dacă apare ceva între voi doi. O să apară ceva între voi doi sau nu în viitorul apropiat. Iarăși văd așteptare, ca și la numărul 1. Ce avem aici? Judecata. Se teme. E o teamă aici. Da. Și nouăle de cupe. Tu ești dorința acestui om. Da. Nu știu cine e persoana asta. Tu ești dorința acestui om. Ești tot ce și-a dorit vreodată, dar îi este foarte frică. Foarte frică să se apropie de tine, foarte frică să... vin în preajma ta, pentru că se teme de judecata celorlalți, de ceea ce o să spună lumea, de ceea ce, dacă se află, dacă nu știu ce, ceva de genul ăsta. Și vreau și o carte de aici. Deci în viitorul apropiat nu văd neapărat să facă ceva, ci mai repede văd persoana asta că stă singură, da, și te urmărește. Face totul cu limită. Adică poate că o să vezi o privire indiscretă din partea acestei persoane sau poate că, da, o mică atenție, chestii din astea, dar foarte discret, foarte, foarte discret. Da, e cineva care tânjește după iubirea ta, după tine. Bun, cam atât am avut, drăguților. V-am pupat, numai bine, ceau, ceau!